Persoanele care nu au suficienți bani pentru trai beneficiază de sprijin din partea autorității locale Job Center. Nu pot lucra cu normă întreagă pentru că am copii mici. Scopul meu este să urmez o calificare. La Job Center voi fi îndrumată cu privire la opțiunile pe care le am. Nu am serviciu de 5 ani, am aplicat de multe ori, însă nu am găsit un loc de muncă stabil. Acum primesc ajutor din partea Job Center. Nu pot trăi împreună cu familia și copii doar din salariul minim, de aceea mă bucur de ajutorul primit din partea Job Center. La Job Center veți găsi persoane de contact pentru cele mai importante subiecte: muncă, educație și finanțe. Pe lângă sfaturi personale, asistența include și sprijin financiar. Sprijinul financiar constă în sprijin pentru traiul de zi cu zi, cazare și încălzire, necesități individuale, bani în plus pentru educația copiilor. Manfred beneficiază de Regelbedarf. Acestea sunt cheltuieli pentru traiul de zi cu zi. Necesarul pentru Unterkunft und Heizung înseamnă costuri rezonabile de chirie și utilități. Costurile pentru chirie în Germania diferă, motiv pentru care fiecare Job Center stabilește ce înseamnă costuri rezonabile. Ana este un părinte singur, ea primește pentru copiii săi o Mehrbedarf. Copiii și adolescenții din familii cu venituri mici pot beneficia de alocație pentru Bildung und Teilhabe. Acestea sunt servicii pentru educație, sport, cultură și activități de timp liber. Centrele locale Job Center acordă o importanță deosebită consilierii individuale pentru angajare. Sprijinul se acordă pentru următoarele domenii: consiliere personală, activarea profesională, calificare, precum și pentru plasarea pentru formare profesională și în muncă. Pentru Ana, o calificare este importantă. Ea discută cu consilierul diverse opțiuni care se potrivesc situației ei de trai. De exemplu, o calificare în regim part-time sau o recalificare în regim part-time. Pentru a putea lucra din nou în profesia sa, Manfred are nevoie de cunoștințe de computer. El beneficiază de acestea într-un curs de formare profesională. Pentru a-și achita datoriile, Hasan merge la o consiliere pentru datorii. Un plan individual de reducere a datoriilor și participarea la formare profesională îl ajută să-și îmbunătățească situația. În cadrul consilierii am primit multe informații pentru un program de calificare part-time. Astfel mă pot dezvolta profesional și pot fi alături de copiii mei. Job Center m-a plătit pentru a mă pregăti în domeniul calculatoarelor. Am învățat multe și am găsit în sfârșit un loc de muncă. Personalul de la Job Center și de la consiliere pentru datorii te ajută cu adevărat. Și cu ajutorul unui curs de formare profesională ar trebui să fie posibil să câștigi mai mulți bani.